La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Și de această dată vă intermediez întâlnirea cu trei autori. Primul dintre ei, Mihaela Albu, o prietenă care se ocupă de multe, multe lucruri, nu doar de poezie, dintr-o antologie de poezie română contemporană apărută la Tipo Moldova, am să vă prezint poemul Mihaelei Albu, O plimbare cu tinerețea. Am luat tinerețea la braț și am invitat-o într-o zi la plimbare. Mergeam tăcute, pe drumuri știute. După o vreme, i-am șoptit cu glas pustiit: Hai, ia-o înainte, mergi înainte, suflete al meu, și apoi așteaptă-mă cu minte la colțul cu prieteni. Poți trece și mai departe, chiar și de zidul ce ne desparte. Pe urmă, nu mai aștepta. Dar dacă vrei, poți să privești din când în când în urma ta. Ce frumos! Mihaela Albu. Acum, întâlnire cu o altă poetă dintr-un volum Europoezia din 2019. Vă reamintesc festivalul realizat de poeții Stere Bucovală și Valeriu Stancu, o poetă din Portugalia, Maria João Castinho, din care am să vă prezint poemul intitulat Desfătare. Te așezi la umbră și știi că doar crepusculul îți salvează urgența, setea ta de ploaie și de reversul nopții, desfătarea, delirul cuvintelor, această lamă care sfâșie realul, o gheară de nimic, o piatră pe drumul tău, iar tu cauți dalta, plugul alchimic, atanorul care trebuie să-ți măsoare ritmul matematic și materia transfigurată a poemului, această mișcare precisă și lirică, aripă de vis, magmă, viscere, cuvânt, sudoare, sânge, suflet, limbă, joc, imagine. Întunericul așteaptă zorit și lumina clară această înfiorare neînsemnată, ocultă în detalii. Născândă, luminiscentă, este un abis în formă de trandafir. Maria João de Castinho, stimați prieteni, ăsta e un portret al meu făcut de PIM la festivalul Europoezia 2019, toamna trecută. Și să încheiem ciclul de 3, așa cum v-am obișnuit, dintr-o revistă Viața Românească din 2017. E adevărat, într-un text critic, dar vă prezint poeme ale regretatului Ioan Ardeleanu. Am să vă prezint două poeme tare frumoase și interesante. Unul dintre ele sună așa: Străinul a intrat în oraș, înarmat cu o resemnare tandră. Voia să le aducă pacea și le citea din vechi pergamente. Cânta cu ei alături, cu păsările din frunzare.
E mult de când colindul lui nu s-a oprit solemn la porțile lor și ei cu patimă oarbă îl adoră. Sunt la doi pași de cântărețul istovit. Îi simt răsuflarea arsă, îi ating venele umflate. Pot să-i sărute hainele și urma tristeții rămase, asemenea demenței, pe creierul bolnavului tânăr. Poem care pune foarte multe probleme. Și un alt poem, sau poate e doar o secvență dintr-un poem, dar mi-a plăcut tare mult. Cuvintele pe care le scriu sunt rană deschisă, sângerează ca o flacără bolnavă, ca un foc ce nu poate să ardă. Nu sunt fulger rotitor în noapte, nici înger cu trupul pur nu sunt, și nici o săgeată străină nu mi-a străpuns pieptul. Sângerez și puterea cuvintelor arde în poeziile mele. Stimați prieteni ai poeziei, v-am prezentat aici poeme de Ioan Ardeleanu. Și ce să zic, decât că vă doresc să ne reîntâlnim cu bine la următorul moment, pentru că v-am spus, luptăm cu virusul prin intermediul poeziei și al muzicii bune, bune de pus pe rană, bune de așezat în fața sufletului. Până la o revedere, până la o nouă revedere, vă îmbrățișez cu drag și vă arăt coperta volumului meu. Poate vă vin idei. La bună revedere, prieteni!